Buna Vestire, zi de mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi și catolici. Este cinstită ziua în care Arhanghelul Gavril i-a vestit Fecioarei Maria că a fost aleasă de Dumnezeu să dea naștere Mântuitorului Iisus Hristos. Este una dintre sărbătorile creștine cu dată fixă în calendar. Atât catolicii cât și ortodoxii susțin că Buna Vestire a avut loc în Nazaret, dar locațiile exacte diferă. În tradiția catolică, locul este marcat de Bazilica Bunei Vestiri, iar în tradiția ortodoxă de Biserica Ortodoxă Grecească a Bunei Vestiri. În popor, sărbătoarea este cunoscută și ca Blagoveștenie. În calendarul creștin este și prima dezlegare la pește din postul Paștelui. Se spune că omul care mănâncă pește de Buna Vestire se va simți tot anul ca peștele în apă. Se mai spune că pescarii nu au voie să arunce mămăligă în apă din cauza că mor peștii. În tradiția românească, sărbătoarea mai este numită și Ziua Cucului, deoarece se aude primul cântec al păsării întoarse din țările calde. Potrivit credinței populare, în această zi aducătoare de veste minunată, cearta între oameni este mare păcat. Cine iscă ceartă în această zi are necazuri tot anul. Buna Vestire trebuie să-i găsească pe oameni primeniți în haine curate, cu gânduri bune, veseli, cu stomacul plin și cu bani în buzunar. Altfel, riscă să sufere de lipsuri tot anul. În unele zone, pentru a avea roade bogate în livezi, sătenii amenință pomii cu toporul și îi stropesc cu țuică. În Maramureș, gospodarii adună lucrurile de prisos de prin curți și le dau foc, potrivit unui ritual numit Noaptea Focurilor.